drumul spre casa lui Tudor Vladimirescu. De oltenia pandură a lui Tudor, de măreția și aspirațiile de odinioară, a rămas ceea ce vedeți în spatele meu. Obișnuitele procese de retrocedare, vestitele finanțări și fonduri care nu mai vin niciodată, au lăsat cula lui Tudor Vladimirescu în starea pe care o vedeți. Ne batem joc de istoria noastră locală, de istoria noastră națională, și ușor, ușor, nu mai știm cine suntem. Domnia lui Mihai Viteazu, cel care a unit pentru prima oară țările românești și a pornit ca ban al Olteniei, a fost susținută de boieri. Frații bujzești, căpitanii lui Mihai Viteazu, reprezentau puterea de la acea vreme a țării românești. Din păcate, rămășițele lor și dăinuirea lor ca neam peste timp a pierit aici, în avansată stare de degradare, este conacul Buzescu Darvaris. Tot în stare de degradare, conacul Buzești din Strejești de jos de data asta. Tot din Oltenia își are obârșia și Constantin Brâncoveanu. În spatele meu, la curțile domnești de aici, din Brâncoveni, județul Olt, s-au născut Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Curțile au fost incendiate de tătari după moartea lui Constantin Brâncoveanu, dar parcă mai rău decât toți tătarii ne-au cotropit, așa zis, și noștri conducători în ultimii 30 de ani. Suntem la Sucidava, centru al sucilor, ramură a dacilor, strămoșii noștri. După aceea au venit romanii, nu ne cunoaștem foarte bine istoria. În spatele meu este Dunărea. Din păcate, turismul pe Dunăre și punerea în evidență a tuturor obiectivelor pe care le-am putea avea nu este o prioritate pentru nimeni. Casa a luat foc și bârnele au fost mutate acolo? Bârnele a luat sora lui Brâncuș și le-a dus acolo pe terenul ei și le-a pus într-o altă pătură. Și obiecte legate de Constantin Brâncuș? Nu, obiecte personale doar în atelierul de la Paris. Suntem în Hobița natală a olteanului Constantin
Brâncuș. La întoarcerea în România, Constantin Brâncuș a zis următoarele. Când am plecat, v-am lăsat și săraci și proști și acum că m-am întors, v-am găsit și mai săraci și mai proști. E o bătaie de joc a statului, așa zis român, față de tot ce înseamnă valoare a neamului românesc și grăitoare este situația în care se află memoria lui Constantin Brâncuș. În spatele meu se găsește ce a mai rămas din casa lui Constantin Brâncuș, 4 bârne, o altă parte este undeva la primărie, iar 200 de metri mai încolo este un muzeu, casă muzeu Constantin Brâncuș, care nu are nimic legat de Constantin Brâncuș. La fel se întâmplă și cu readucerea osemintelui al omenirii Constantin Brâncuș, cum zice cântecul. La fel se întâmplă cu operele lui și bătaia de joc care a fost legată de sculptura cu mințenia pământului. E timpul să oprim această batjocură.